Salutare, eu sunt Mișu și astăzi vă voi arăta cum să faci o afacere pe serverul FG2 Bizon. În prima fază vom ieși din casă. Afară mă așteaptă Megalodon. Salutare. El va conduce de data aceasta. Prima dată vom merge la CNN Las Venturas, cel mai apropiat de noi, pentru a da un anunț că vrem să cumpărăm ceva, de exemplu o mașină, o casă sau un biz, cine știe. Noi, pentru că nu suntem foarte hotărâți, vom cere doar un bun personal și playerii ceilalți ne vor suna să ne arate oferta lor. Aproape am ajuns. Vom da un anunț folosind comanda /ad. Pe hartă CNN-ul este marcat cu un C. Aici vom da, vom apăsa pe tasta de chat, asta T de obicei, /ad și anunțul meu. Cumpăr bun personal în valoare de 420 de K. În episodul trecut Maiden sau Megalodon v-a explicat ce înseamnă un K sau un KK. Și acum semnul exclamării și de mentor. Acum vom aștepta să ne sune cineva și revenim când avem un client, un posibil client. Și iată primul vânzător. Hai să vedem. Dăm pe speaker ca să poată auzi și Megalodon. Acesta mă oferă o casă. Iar eu întreb ce zonă. Și de asemenea, ce preț. Hircle Pine. De fapt, era Prickle Pine. 110K negociabil. Acum trebuie să întreb pe Megalodon. Spune să că ai de ul casei, să vedem și cum arată aceasta că. Cu ID-ul casei noi putem da find și ne va apărea un checkpoint roșu pe hartă. Să mergem la casă să vedem dacă merită prețul cerut de client, de vânzător. Dăm find house, mă scuzați. I-am dat find, am jobul detectiv și a căutat un player. Un player, exact. Suntem aproape. Să vedem cum arată. E un preț destul de rezonabil. Cred că este lângă noi această casă, însă nu cred că merită 110 ca acum acel chiar. Este chiar lângă noi. Chiar lângă noi. Însă nu o merită. Să vedem interiorul cel puțin. Este destul de drăguț interiorul, dar nu merită cât a cerut. Nu mai puțin. Este destul de spațios, arată bine.
Este roz, culoarea lui Megalodon. Da. Da, nu merită. Și aș putea poate să-i ofer mai puțin. Nu merită pentru această zonă. Atât. Da, se pare că ne ignoră. Mai bine căutăm un alt client. Revenim cu alt vânzător. Revenim în următoarele minute. Auzi. Așa. Da. Am revenit. Te erau Alex. S-a răzgândit și mi-a oferit casa lui cu suma de 38 de K. De la 120 cu cât o mindea. Deci ideea e să, dacă ei mereu vă vor oferi mult mai mult decât costă, ia, trebuie să-i refuzați. Și apoi, sigur, o vor suna. După cum vedeți, casa e a lui, și-a cumpărat-o. Tranzacție reușită. Folosim comanda House Help. Dacă nu știm, vedeți, Set Rent, Tenants, Evict, Evict Toll, House Estate, Hill, am posibilitate de heal, nu toate casele au. Nu are posibilitate de heal, mă scuzați. Da, tu trebuie să cumperi, cumpăr acum House Upgrade și 1 sau iar și 2, că ești politist. 1 și 2. Acum merge. Am rezolvat. Ați reușit, revenim. Mai să cânte pe strada mea, să cânte pe strada ta.